Bună dimineața tuturor celor care mă urmăresc pe canalul La Apicultură de la Vest la Est. 5 ianuarie, aici cu câinii. Uite, vârsta mamuște a crescut și ăsta. De când vă filmez, a crescut. Uite, 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 vor să bată. Se joacă. Până se supără la mare și după aceea îl aranjează. Bun, hai să vedem. O zi superbă astăzi. Mai sunt 3 zile, după care vremea o ia raznă. Cum spunem noi, vremea se va răci brusc, așa spun meteorologii, așa spun toate site-urile. Da, ce vrea Dumnezeu e iarnă. Vorba unui fost președinte, iarna nu-i ca vara, noi trebuie să știm lucrul ăsta. Și asta se aplică și în apicultură. Căței, stați cu mine, căței. Bun, hai să vedem. Avem o temperatură. Pat rece, fund antivaroa de 2,6 cu 82 la folie. 58 cu 10 grade la folie. 33 de grade pe cuib și 4,4. Avem aici pe pat cald, fund plin, 9,2 la folie, dar uitați, 22,6, clar că acesta nu are poietă în comparație cu celălalt, iar pe fundul stupului 5,8. Da. S-a șters scrisul, au trecut câteva luni bune, facem, da, peste 10-15 zile facem... facem 19 zile de când, doamne, 2 luni de când monitorizăm. Mă uitam la câinii ăștia, gărma că nu se bat. Bun, hai să vedem aici. Nu mi-e regulă nici cu acesta. 7,6 la folie. 32,6 și un 35 umiditatea, dragii mei. Pat cald, fund plin. Acesta va trebui astăzi să-l desfac din nou. Da? Și o să vă arăt o operațiune pe care eu o fac în această perioadă. Celor cărora le este esențială sau credeți că e benefică, puteți să o faceți și voi acasă. Puf! Și un 71 cu 82 pe cuib. Puf! Pe fundul lăzii. 8,2. Dar această temperatură nu e în regulă, pat cald, fund antivaroa. Bun, lada mea, ce să-i fac la asta, că n-am ce-i face, vorba bănățanului, ce să-i faci, n-ai ce-i face. Ia uitați-vă ce am aici, 6,2 sau 8,2, scuzați, la folie, 16,3 în cuib și 5,6. Astăzi, cum se anunță o vreme caldă, vreau să fac un lucru. Vreau să desfac și acest tub ca să vă arăt senzorul unde e, pentru că foarte mulți au zis că nu, că este imposibil, că nu știu ce, că nu știu cum, că povești de-astea de ale voastre, da? Cum că ar fi imposibil ca să aibă această temperatură față de ceilalți, dragii mei, nu e imposibil. Și acesta tot timpul a avut această temperatură joasă. Acum, dacă vorbim de temperaturi, știm destul de bine că și o repetiție, atâta timp cât temperatura este coborâtă în cuib, stupul respectiv este în hibernare, propriu-zis, este în ghem, iar consumul este redus. Uzura albinei este redusă. Da. Aia este o coincidență, nu e o coincidență, e ceea ce vreți voi sau ce nu vreți, dar e o realitate pe care o vă arăt, că acest stup are temperatura care o are. Împreună o să desfacem stupul și o să vedeți, da, unde este poziționat senzorul, ca să nu mai avem discuții, pentru că eu știu unde a fost poziționat senzorul, da? Știu unde a fost poziționat și știind unde a fost poziționat, este simplu, da? De văzut realitatea și de știu realitatea. Dar în fine, astea sunt alte chestii pe care
Eu nu pot să stau, sincer să vă spun, nu pot să stau să... să le discut, fiecare are dreptul să le discute. Deci, asta este realitatea, zi superbă, astăzi și mâine, sunt două zile în care se mai pot interveni în colonii, în unele părți și duminică, în unele părți numai, în unele părți deja a început să ningă din țară, da? Deci, într-un cuvânt, trebuie să ne pregătim pentru că vine adevărata iarnă, da? Și nu e un lucru rău, vă spun sincer, nu e un lucru rău, pentru că dacă albinele s-apucau de acum de treabă, așa cum unele deja s-au apucat, ați văzut și dumneavoastră, vă repet, trebuie să verific și acest subsol de începuietare, ar fi fost o problemă. Bun, dragii mei, toate acestea fiind spuse, vă doresc o zi bună și mai frumos este sfârșitul unui lucru decât începutul lui. Toate cele bune!